Petra este orașul de piatră din pustietatea iordaniană. Este ascuns de culmile înalte și canioanele săpate de vreme. Orașul este o fortăreață naturală, pentru că în antichitate se afla la intersecția celor mai importante rute comerciale din Orient. Clădirile sunt săpate în muntele pe care se sprijină. Arheologii au descoperit că nabaietenii, cei care au pus bazele acestui oraș, au reușit să ridice o așezare în deșert datorită ingeniozității cu care au controlat rezerva de apă. Au creat practic o oază artificială. Se văd și acum urmele bazinelor și canalelor. Petra is a unique city. It's been chiseled like 2,500 years ago. There's some art, there's some temples. It's a complete metropolis, a complete city like that. I really strongly advise anybody to come and have a look. We did have a lot of Romanians coming to Jordan. So many of them, mainly from Bucharest and from Constanza. Intrarea în oraș se face printr-o săgeată, cum îi spun localnicii. De fapt, un defileu îngust și înalt. La capătul lui se află cea mai impresionantă construcție, trezoreria. Este săpată în întregime, în piatra roșiatică. Pe platoul din fața clădirii, localnicii așteaptă pe vizitatori cu măgăruși, cămile și cai. Numai bun pentru a străbate orașul până la capăt. That's Zuzu and she loves. Let's have a look. Me or you? Okay, Zuzu? You like this one? Si. Follow is going to come out, you know, they always they spit it out. See, it will not go till make sure there's nothing inside. Okay, it's funny. La intrarea în oraș se află izvorul lui Moise. Se spune că a apărut după ce profetul a lovit cu toiagul în stâncă. În Petra este îngropată și sora lui Moise, Miriam. Sute de ani cetatea a rămas părăsită din cauza cutremurelor devastatoare, dar și pentru că rutele comerciale s-au schimbat. A fost redescoperită în 1812 de un explorator elvețian. După 170 de ani a intrat în patrimoniul UNESCO, iar în 2007 a fost selectată pentru a intra în clasamentul noilor minuni ale lumii.